Să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl vom găsi scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 30, vom lectura câteva versete. Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați candidați la botez, iubiți frați și surori în Iisus Hristos Domnul, în această după masă, la această sărbătoare, în urma cugetării, a rugăciunii aduse lui Dumnezeu, am primit pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Adevăratul ucenic al lui Hristos. Adevăratul ucenic al lui Hristos. În cuvântul său, Mântuitorul a spus, a spus celor care au crezut, celor ca și noi, care se găseau în preajma lui. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucinicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Problema identității creștine este una dintre cele mai complexe și uh, delicate teme. Oamenii spun despre ei și pot afirma cu privire la ei multe lucruri. Important este ceea ce recunoaște Dumnezeu și confirmă Dumnezeu cu privire la noi înșine. Există posibilitatea ca, la un moment dat, cineva să aibă credință, să fie religios în inima lui, să iubească comunitatea creștină, biserica, să fie implicat în viața bisericii și, cu toate acestea, din pricini și pricini, inima lui să fie departe de Dumnezeu. Scriptura ne stă dovadă că în comunitățile creștine primare se strecuraseră oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Acolo erau apostolii Domnului, acolo lucra Duhul cu putere și cu toate acestea, apostolul Pavel, celor din Corint, le spune sunt între voi unii oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Avem apoi cele șapte scrisori adresate către tot atâtea biserici din cartea Apocalipsa, Biserici din Asia Mică, faptele sunt relatate în cartea Apocalipsa, acele scrisori conțin mesaje revelate din partea lui Dumnezeu pentru comunitățile respective. În fiecare dintre aceste scrisori sunt referințe la această categorie de creștini care, deși participau activ la viața comunității, totuși Dumnezeu nu îi recunoștea ca pe copii ai săi. Este o problemă foarte complicată aici. Omul, fiecare dintre noi, omul în general, este înzestrat de Dumnezeu prin actul creației cu o natură spirituală, cu spiritualitate. Eu așa știu, așa am citit în Scriptură și cred cu tărie, că Dumnezeu, creindu pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat și cu puterea de a se raporta la Dumnezeu, de a crede în Dumnezeu, de a comunica, de a vorbi, de a-L auzi pe Dumnezeu. Această, acest raport, această comuniune cu Dumnezeu este posibilă în baza acestui simț pe care îl numim spiritualitate. Adam, Eva, erau în comuniune cu Dumnezeu în acea armonie denică originală. Totul a ținut până când oamenii au căzut în păcat. Odată cu căderea în păcat, oamenii au intrat într-o zonă de confuzie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-au rătăcit de la fața lui Dumnezeu și au fost înrobiți de tot felul de păcate. E de observat faptul că, deși s-au îndepărtat de Dumnezeu, deși s-au cufundat în robia păcatului, totuși, oamenii au păstrat ceva din această spiritualitate de la început. Numai că acel ceva s-a transformat în ceva respingător, pe care l-am putea numi religiozitate. Aduceți-vă aminte că primii doi frați care au adus lui Dumnezeu rugăciune, închinare, Cain și Abel, s-au apropiat la altar fiecare de Dumnezeu în felul lui. Abel s-a apropiat într-un chip duhovnicesc, Dumnezeu l-a primit, iar Cain s-a apropiat doar într-un chip religios. După niște reflexe naturale, ale naturii sale umane căzută în păcat, lipsită de puterea lui Dumnezeu și de viața lui Dumnezeu. Firea noastră păcătoasă, oameni buni, natura noastră umană, firea noastră umenească, între trăsăturile ei specifice, are și această trăsătură numită religiozitate. Tocmai din cauza acestei trăsături, acestei particularități, în lume există religii păgâne, idolatrie, vrăjitorie, ocultism și atâtea și atâtea practici și trăiri care angajează dimensiunea religioasă a ființei umane. Omul este și religios. Dacă, să zicem, un copil se naște într-o familie de hinduși. Reflexele naturale ale firii sale religioase îl face să observe religia care se învață, se trăiește în jurul lui, o învață, o imită, mai târziu o reproduce și când e mare, copilul acela se declară hindus. Dacă un alt copil s-a născut într-o cultură musulmană, într-o familie musulmană, Reflexele religioase ale naturii omenești, care l-a făcut pe puiul de hindus să fie când e mare hindus, îl face pe copilul de musulman să observe credința musulmană, să o învețe, să o repete, să o reproducă și când e mare se declară musulman. Dacă se întâmplă că pruncul s-a născut în familie creștină, exact aceleași reflexe ale firii, Omenești, religioase, îl va face pe copilul de creștin să învețe credința creștină. Să observe, să o imite, să crească în spiritul ei. Și când e mare, se declară creștin. Exact după aceleași legi ale naturii umane căzute în păcat. Instincte religioase primare. Și atât. Mă îngrozesc la gândul. Că e posibil ca cineva dintre oamenii care umblă la biserici, se închină în biserici în zilele noastre, ar putea să dea un asemenea răspuns lui Dumnezeu. Doar în acest plan al instintelor religioase. Răspunsul autentic despre care citim în Scriptură este cel călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, guvernat de Cuvântul lui Dumnezeu și care produce nașterii din nou. Pe fond e o transformare spirituală, o transformare morală, o transformare radicală a vieții. Acolo e naștere din Dumnezeu. Te poți raporta la Dumnezeu în două feluri. Te poți raporta după fire pământească sau te poți raporta după Duhul lui Dumnezeu. Poți fi un creștin firesc a cărui răspuns față de Dumnezeu este doar în plan religios, fără naștere din nou, fără duh, fără profunzimi duhovnicești, ci doar o interfață. O interfață care, sigur, comportă convingeri profunde și ea. Că, uitați-vă dumneavoastră, prin comparație, Câte convingere și dedicare poate să nască instinctele religioase? Fundamentalismul islamic. Ce poate să facă religia dintr-un om? Poate cineva să fie creștin consacrat, dedicat, după instinctele religioase ale firii sale omenești, dedicat cauzei creștine până la moarte, cum au fost inchizitorii în mediu, sau cruciații. Nu au fost născuți din Dumnezeu? Au omorât în numele lui Dumnezeu crezând că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Asta mai degrabă a fost o, un răspuns în religie. Nu naștere din nou, nu în pocăință, nu în duh. Și acum că există posibilitatea ca și noi să ne găsim în zona aceasta, se ridică întrebarea de care parte ne găsim. Sunt eu creștin după Duh sau sunt creștin după fire pământească? Sigur că trebuie să rezistăm la ispita de a da răspunsul cu vârful degetului arătând către cineva. Știu eu pe cineva care. Vă chem să rezistăm la această tentație. Și mai degrabă să luăm aminte la ceea ce a spus odată Solzhenitsyn, acest gânditor rus, care, vorbind despre granița dintre bine și rău, a zis că această graniță nu trece printre noi și semenii noștri. Granița dintre bine și rău trece întotdeauna prin inimă, prin fiecare inimă. Și cu gândul că am putea să fim de partea nedorită, să luăm aminte la mesajul din această seară. Adevăratul ucenic al lui Hristos. Patru trăsături, în prima parte a creștinului după fire pământească, și în partea a doua, patru trăsături ale creștinului după Duh. Întâi de toate, creștinul după fire pământească este creștin din obicei și din tradiție. Din obicei religios și din tradiție. Ceea ce îl determină să vină la biserică. Nu e că s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu în mod personal, cu tot sufletul lui. Ceea ce îl determină este obiceiul. Un obicei religios cultivat din pruncie, învățat și repetat și repetat, până când a devenit un fel de reflex. Asemenea, creștini nu sunt născuți din Dumnezeu. Parafrazându-l pe Ioan, care scrie în Evanghelia după Ioan, ei sunt născuți din sânge, adică din părinții lor. Părinții lor sunt creștini și așa s-au făcut și ei creștini. Sau din voia lor vor ei să demonstreze ceva cuiva, sau din voia oamenilor. Oamenii au vrut pentru ei ceva. Oricum, nu din Dumnezeu. Răspunsul lor este un răspuns care se limitează la acest nivel al obiceiului religios, al tradiției religioase. Sigur că o familie creștină are obiceiuri. Părinții creștini își aduc copiii la casa lui Dumnezeu, la biserica lui Dumnezeu. De mici îi învățăm să se roage, îi învățăm să creadă în Dumnezeu. Există un moment în care fiecare om trebuie în mod conștient și voluntar să se raporteze în mod personal, singur la Dumnezeu. Și acolo intervine pocăința. La creștinul după Fire Pământească, acest moment nu există. Rămâne doar obiceiul. Reflexele care vin din obicei. Frații mei, obiceiul religios, tradiția religioasă, poate să creeze reflexe foarte puternice, atașamente foarte puternice, consacrare puternică. Nu trebuie să minimalizăm acest lucru. Prin urmare, trebuie să ne punem întrebarea de ce suntem creștini? E dragul de Hristos, de cuvântul Lui? E credința vie în Dumnezeu, în viața veșnică, e dorul după veșnicie, e pocăință sau e legătura cu o comunitate care a determinat un obicei. Se poate întâmpla mai ales celor care se nasc în familii de crincioși și printre candidații noștri avem câțiva așa, cum o să vă binecuvânteze pe voi și părinții voștri, se poate întâmpla ca aceste, atât de încurcată să fie inima omenească, încât nici să nu-ți dai seama exact unde e granița. Duhul lui Dumnezeu poate să transforme și să schimbe. Pe noi, în Biserica Emanuel, ne preocupă să fim creștini autentici. Domnul să ne ajute să fim așa. Și aceste cuvinte pe care le spun sunt cuvinte pe care mi le doresc venite din partea lui Dumnezeu pentru noi cu o putere de a separa lucrurile, să manifeste noi o putere, ca să separăm lucrurile, să nu ne amăgim pe noi înșine. Ce-l poate determina pe un om să se boteze în apă? S-a făcut mare. Sigur, cunoscându-i pe cei care sunt îmbrăcați în haine albe, avem încredințarea că ei s-au întors la Domnul cu toată inima. Am lucrat luni de zile împreună, ne-am rugat, am cercetat cuvântul, am vorbit. Și ne-am silit să ne dăm pe față inima ca să vedem dacă într-adevăr e Hristos. Dar poate că un fecior vrea să se însoare. O fată să se mărite. Sau poate că în familie s-a creat un precedent și există o presiune. Frații mai mari, unul după altul, s-au botezat. De acum ai rămas și tu la urmă, ce faci? Pe cum intri în comunitate? Te autoexcluzi vieții acestei comunități dacă nu pășești pe vadul obiceiului. În bisericile ortodoxe, obiceiul spune la șase săptămâni, la opt săptămâni te botezi. Același obicei s-ar putea să spună în comunitățile neoprotestante de la 16 ani încolo. Dar dacă este doar o diferență de timp și de obicei, am încurcat de tot. Ucenicul lui Hristos, dă răspuns în alt plan, nu doar în planul acesta al obiceiurilor de credință. Apoi, a doua trăsătură a creștinilor după fire pământească e că răspunsul pe care îl dau este un răspuns în plan emoțional. Ceea ce îi determină să se convertească, să se alăture bisericii, e mai degrabă un val de entuziasm. Ceva s-a întâmplat, s-a creat o atmosferă, o emoție, ceva a stârnit un răspuns. Firia pământească este capabilă să exprime sentimente religioase foarte înalte. Să nu minimalizăm capacitatea instinctelor religioase primare, născute în firea omenească păcătoasă. Să nu-i minimalizăm puterea de a dezvolta sentimente religioase puternice să nu confundăm sentimentele religioase, emoțiile religioase cu convertirea și cu pocăința. Um. Oamenii au răspunsul acesta în plan emoțional. Adeseori îl găsim, îl găsim și în scriptură. Odată unul plin de asemenea val de entuziasm, mânat de un asemenea val de entuziasm, a venit chiar la Domnul Isus. Și a spus așa, Doamne Isuse te voi urma până la moarte. Deci eu până la moarte mă duc cu tine. La care Mântuitorul, văzându-i emoția prea multă și voința și profunzimea prea puțină, i-a zis, băiete, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde își pune capul. Ce zici? Mai vii cu mine? Și băiatul s-a scărpinat și a zis, Deci, răspuns în plan emoțional. Eu sunt așa, în, fi în natura mea interioară, suspicios când văd pe cineva că răspunde foarte ușor și plin de entuziasm și fără angajament profund. Am simțemântul că cine se lasă convertit prea ușor, prea ușor se lasă și lepădat. Prea ușor. Dacă îi apă puțină în ibric, eu te dă în clocot. Și la fel de repede se răcește. Omul care socotește, care analizează, cântărește, meditează, se liniștește, socoate prețul. Ia apoi hotărâre, hotărâre cu greutate, cu fermitate, sapă adânc, pune temelia pe stâncă. Își face bine calculul, socoteala, și apoi se angajează hotărât și ferm pe urma lui Hristos, acolo e convertire profundă. O atmosferă religioasă potrivită, stârnită de niște cântări, cu niște ilustrații, cu povestioare, hai, mă botez și eu. Vine sfârșitul lumii. Emoții. Emoțiile sunt bune. Ele sunt darul lui Dumnezeu dar identitatea creștină, incluzând în ea suma emoțiilor, o transcende spre altceva, mult mai adânc, Hristos și viața schimbată. Acolo e. Să nu confundăm mustrările de conștiință, mustrarea de conștiință face parte din lumea emoțiilor noastre. Să nu confundăm mustrările de conștiință cu pocăința, cu convertirea. Omul religios, ucenicul după fire pământească, e capabil să aibă mustră de conștiință, dar nu se convertește. Amintiți-vă că Esau, acela care și-a disprețuit dreptul de întâi născut văzându-l pe un blid de lindi, când și-a dat seama ce a făcut, a plâns cu amar. I-a părut rău. A plâns cu strigăte și s-a rugat cu strigăte mari. Deci a avut mustră de conștiință. Dar nu s-a pocăit. Nu orice mustrare de conștiință e convertire. Convertirea este altceva, o să vorbim mai încolo un pic despre ea. Apoi, creștinii după fire pământească sunt dependenți de simboluri. Pot fi atrași de cultul personalității, dar în general sunt dependenți de simboluri. Neavând Duhul lui Dumnezeu în ei, nefiind călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, lipsind din dimensiunea Duhului, i-au nevoie să se agațe de ceva, să țină în mână ceva. Apostolul Pavel spune că lucrurile duhovnicești trebuie să fie gândite și judecate duhovnicește. Și mai spune că oamenii firești nu pot înțelege lucrurile duhovnicești. Deci asta spune Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Ca să pot înțelege ce se întâmplă într-o lume, eu trebuie să mă nasc în lumea aceea, să locuiesc în lumea aceea, să fiu parte a lumii aceleia. Ca să știi ce este pe planeta Pământ, trebuie să te naști pe planeta Pământ. Ca să știi ce înseamnă să fii un trebuie să naști om. Nu merge așa teoretic. Imaginați-vă că pe planeta Marte ar fi, ce știu cum se numesc că e acolo, Pământe nu. Să te naști acolo ca să știi cum e acolo. Ca să fii în lumea lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu, trebuie să te naști în lumea aceea, să-i stăpânești limbajul, să-i cunoști felul de a fi, să-i simți vibrația. Și asta este lumea duhovnicească. Și acolo se realizează nașterea din nou. Acum aici este creștinismul. Lumea bagiocorește creștinismul, dar când vorbește despre eșecul creștinismului, lumea asta are în față, de fapt, eșecul creștinismului după fire pământească. Este un eșec lamentabil. Creștinismul după fire pământească este o bagiocură. Acela înnoit prin Duhul Sfânt, oamenii transformați, schimbați, Sfinții lui Dumnezeu, aceia sunt mândria lui Hristos, ei, creștinii după fire pământească, lipsind din lumea lui Dumnezeu, au nevoie să se lege și ei de ceva. Și în general se leagă de simboluri, de ceea ce văd. Dacă se găsește într-o tradiție creștină, să zic, veche, istorică, va avea la îndemână răspunsurile tradiției sale. O să aibă acolo preot, o să aibă acolo mănăstire, o să aibă acolo ritual, o să aibă acolo tot ceea ce ține, icoană, cruce toate simbolurile le va avea la îndemână. Dacă s-a născut în tradiție creștină protestantă, va găsi alte simboluri. Biblia, de exemplu, va fi pentru el un asemenea simbol. Odată cineva m-a luat cu mașina și a mers cam tare. Și am zis, mergi un pic mai în jos să nu păți în ceva. La care el așa, zis: zice, frate, ne te temi să ajungi în rai? Și o nu mă tem, dar nici n-aș vrea așa fără programare am glumit noi între noi, la care el îmi zice, auzi, uite-te să vezi ce am eu întor pe două mașini. Am uitat să văd că eram pe scaunul de șofer și acolo era o Biblie. Și îmi spune el, cu Biblia asta în mașină nu putem păți nimic. Și azi, ar fi bine totul să oprești, să facem o rugăciune, ne ierte Domnul și să mergem mai cu grijă. Simboluri. Sau te poți lega de oameni. Acum adresez creștinului după fire pământească, posibil, prezent, născut în tradiție neoprotestantă. Te poți lega de un om. Dacă îți place discursul, ești mai aplecat spre zona intelectuală, îți vei găsi un predicator care te va încânta. Dacă ești înclinat spre artă, îți place muzica, îți vei găsi un cântăreț cu care te vei identifica. Dacă natura ta religioasă este aplicată spre mistic, spre cugetare, spre meditație, te vei identifica cu un proroc. Dar numai la nivelul simbolurilor. Și atât. Unul din categoria aceasta, odată a fost atenționat, să aibă grijă că pe cine ascultă n-are învățătură bună și nici viață cum trebuie, că îi compromis și ar fi bine să, ve să vegheze că e în pericol. La care răspunsul a fost așa, pe mine nu mă interesează cum trăiește, e treaba lui, mie îmi place cum vorbește. Răspuns clasic de creștin după fire pământească. Deci dependența de simboluri. O putem înțelege ușor cum se realizează. Se realizează din cauza absenței în lumea Duhului. Și omul trebuie să se agațe de ceva. Dacă nu i născut din Dumnezeu, dacă nu e Duhul Sfânt care se deschide ochii minții a sufletului și să-L vadă pe Hristos în rugăciunea Lui, în chip duhovnicesc, să trăiască în lumea Duhului, trebuie să se lege de ceva. Cain de altarul și jerfa Lui. Și fiecare apoi, din obiceiul Lui religios, va găsi răspunsuri mulțumitoare pentru firea Lui religioasă. Oarecum, unde ne găsim noi? al patrulea lucru pe care îl menționez aici, creștinii după fire pământească au inima împărțită. Au, într-adevăr, o înfățișare evlavioasă, dar nu au viață spirituală. Inima lor este împărțită. Faptul că se găsesc în proximitatea copilului Dumnezeu, cum a spus Mântuitorul odată unuia, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, ci cuvânt. Se spune așa Dumnezeu, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dacă te uiți la partea pozitivă a cuvântului, zici, Aleluia, eu sunt aproape. Dacă te uiți din partea cealaltă, tu nu ești departe, prin urmare ești afară, e jale. Cum te uiți? Oricum, concluzia nu e fericită. E și dojană, e și îndemn. E un fel de chemare, hai cu totul înăuntru. Ei, creștinul după fire pământească nu-i departe. Nu-i departe, dar nici în casă noi. Inima lui este împărțită. Îl atrage lumea, îl domină obiceiurile păcătoase. Are mustră de conștiință. Caută să se liniștească. Poate că și unul dintre motivele pentru care vine la biserică, se implică, se dăruie pe sine în lucrarea creștină, este și să-și liniștească cugetul ar fi mai ușor să se pocăiască din inimă și să-l scape Hristos de păcat decât să plătească în fapte religioase ispășirea păcatelor sale. E ce problema? Inima este împărțită, obiceiul păcătoase îl stăpânește. Deși este o interfață religioasă, omul acesta iubește păcatul și nu se poate lăsa de el. Imaginați-vă dumneavoastră un foc mare, un foc de tabără, se ducem cu tineri în tabără, foc mare, imaginați-vă acolo așa într-o poieniță și în jurul focului oamenii. Dacă stai aproape de foc, lumina focului dă pe tine și căldura o simți cu putere. Dacă e suficient de aproape, simți că te arde, trebuie să te tragi mai în spate. Asta este o zonă. Închipuiți-vă un cerc așa în jurul focului mai încolo un pic, un loc în care din care nu se mai simte căldura. Dar lumina ajunge. Există o zonă lângă foc în care lumina focului ajunge, dar căldura încă nu, nu mai ajunge. Până acolo nu mai bate. Mai încolo și mai încolo, există o zonă în care nu mai ajunge nici lumina, dar din care se vede bine focul. Omul e în întuneric. Suficient de departe de foc să nu-i simtă căldura să nu-i simtă lumină. Dar în același timp, destul de aproape ca să vadă că acolo este un foc. Și se vadă și pe cei de lângă foc. Și să știe ce e acolo la foc. Și cu toate acestea, el stă în întuneric și în frică. Creștinii după fire pământească se țin cam așa de la distanță de comunitatea copiilor lui Dumnezeu. Te poți obișnui în starea aceea și să zici, a mi loc poți să repeți o viață întreagă până când devine un reflex și să ziți să-ți spui ție asta înseamnă să fii creștin act de, de prezență pe, cum se numesc astea da? pe circunferință pe exterior pe exteriorul comunității de credință unde te găsești? Să mergem mai departe și în mai puțin timp decât ce folosit până acum, să scoatem în evidență patru trăsături ale creștinilor după Duh. Creștinii după Duh au fost născuți din Dumnezeu. La mijloc este viața. Viața presupune semne vitale. Un creștin după Duh, născut din Dumnezeu, prezintă aceste semne vitale, dintre multele pe care le găsim în Scripturi, îngăduiți-mi să scoatem în evidență patru. Mai întâi, creștinii după Duh au permis cuvântului Domnului, revelat prin Scriptură, să le intre în inimă și să le transforme viața. Cu asta începe. Tu. Acesta este începutul. Creștinul după Duh crede că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Primește acest cuvânt ca pe adevărul lui Dumnezeu, adevăr pe care îl crede cu toată ființa lui, adevăr căruia îi permite să-i modeleze mintea, sentimentele, voința, valorile, El dă dreptate lui Dumnezeu, se lasă convins, iubește acest cuvânt al lui Dumnezeu, e transformat prin acest cuvânt al lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă să ai în tine cuvântul lui Dumnezeu. Nu obicei omenești, nu tradiții omenești, nu ritualuri omenești, religioase, frumoase, frumoase, frumoase. Nu vorbim de latura lor estetică, atrăgătoare sau frumoase. Nu. Auziți, dacă rămâneți în cuvântul meu, a zis Domnul Isus, sunteți în adevăr ucenicii mei. Cuvântul meu, asta a spus Domnul Iisus, cuvântul meu, aici este distinția, diferența. Nu tradiția bisericii pentecostale, nu tradiția bisericii ortodoxe, nu tradiția bisericii catolice, cât o fie frumoase. de frumoasă. De le punem pe astea lângă o altă să le comparăm, putem să găsim elemente comune și distinții. Dar dați-mi voie să vă spun că n-au nicio valoare dacă nu e cuvântul lui Iisus. Noi de aceea spunem oamenilor, citiți Biblia, oameni buni. Asta face diferența. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Omul care citește Biblia, omul care deschide carte, omul care lasă pe Dumnezeu să vorbească prin Biblie, se luminează, capătă viață. Și acest pas este primul și fundamental pentru a fi creștin după Duh. Ce faci cu Biblia? O soră de-a noastră, de prin de acestea, nu mai zic numele, că e știută de noi, membră în comunitatea noastră, a zis odată, frate Nelo, eu așa de mult iubesc Biblia, avea Biblia cu ea, așa de mult o iubesc, că a săruta-o dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. O femeie în vârstă. Atât de mult iubesc Biblia, că eu a săruta Biblia dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. Deci nu înțelegea Biblia ca pe un simbol, ci ca pe cuvântul viu al lui Dumnezeu. Creștinii după Duh, în al doilea rând, s-au convertit în mod profund. Au dat dreptate lui Dumnezeu care le-a vorbit prin cuvânt, ce numește Dumnezeu bine, au numit și ei bine, ce numește Dumnezeu rău, numesc și ei rău, și în consecință au trecut de partea lui Hristos, pocăindu-se în mod profund. Și au simțit păcatul, povara păcatului, nevoia de a fi eliberați, de a fi schimbați. Pentru ei Isus Hristos nu e o idee, nu e o învățătură, nu e un mit, nu e o tradiție, pentru ei Isus Hristos este o ființă vie. Ei cred că Isus Hristos a murit pentru păcatele lor și a înviat din morți. Ei și-au predat viața în întregime Domnului Isus. Pentru ei Domnul Isus este o ființă vie, cu care se angajează într-o comuniune a credinței, a rugăciunii, în comuniune, în părtășie mediată de Duhul lui Dumnezeu. Creștinul după Duh umblă în frică de Dumnezeu, însetează după neprihănire, își dorește să trăiască în curăție, pentru că Iisus Hristos, care pentru el e o ființă vie, nu știu cum să zic mai bine, ce este Domnul Iisus pentru dumneavoastră? Pentru creștinul după fire pământească, Iisus Hristos este așa o noțiune abstractă o temă religioasă, un articol din mărturisirea de credință, o teorie. Pentru creștinul după Duh, Iisus Hristos este o persoană vie. E Dumnezeu adevărat, e om adevărat, e mântuitorul, e domnul lui, e învățătorul lui, îl urmează. Creștinul după Duh nu respectă norme de morală. El urmează o persoană pe care o imită. Creștinul după fire pământească depinde de norme. El zice, mie să-mi spui ce să fac și ce să nu fac. El e ca militarul. Creștinul după Duh urmează o ființă vie. A primit Duhul și Duhul îl învață. În In inima creștinului după Duh s-a aprins o lumină. Această lumină este numită de apostolul Ioan Ungere. Ioan spune așa într-una din epistolele sale, copilașilor, voi nu aveți, aveți nevoie să vă învețe cineva ce să faceți, pentru că voi aveți o ungere care vă învață ce să faceți. Se referea la această lumină interioară, pe care Dumnezeu o aprinde cu bucurie în sufletul aceluia care dă dreptate lui Dumnezeu în pocăință și mărturisește pe Iisus Hristos cu credință. În sufletul acela Dumnezeu aprinde lumina. În sufletul, în ființa aceea se naște ceva dumnezeiesc. Este minunea lui Dumnezeu. Stând de vorbă cu cei care se botează în apă, căutam să vedem în semnele acestea, vezi când lumina se aprinde, se vede. Vorba unui prieten mai vechi, pe care l-am cunoscut mai de mult într-o împrejurare aparte, îmi zice el peste ani. Nelu, auzi, de la prima noastră întâlnire, eu mi-am dat seama că amândoi cunoaștem limba Galileanului. Se referea la Domnul Iisus, Da, așa vorbește, limba Galileanului. Adică creștinii au un limbaj, se simt. În atmosferă se găsește ceva ce creștinii după Duh identifică cu ușurință. Acolo e Duhul lui Dumnezeu. Vă chem, frați și surori, să mergem spre zona aceasta ființei noastre. Creștinii după Duh, cum spuneam, trăiesc în frică de Dumnezeu. Mai e ceva, pe lângă faptul că dau dreptate Bibliei și că s-au convertit la Hristos și în urmare au fost născuți din nou, creștinii după Duh au Duh de rugăciune. Ei iubesc rugăciunea. Pentru ei rugăciunea nu este un exercițiu religios. Pentru ei rugăciunea este un mod de viață. Amintiți-vă că despre Saul din Tars a mărturisit Dumnezeu, faptele sunt scrise în scriptură, cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Saul s-a întors la Domnul, s-a pocăit de păcatele sale, s-a predat Domnului Isus și apoi a continuat, singur fiind atins de prezența lui Dumnezeu, într-o casă. Domnul a vorbit profetului Anania să meargă acolo unde se găsește Saul, să intre cu el în vorbă, să-i spune ce are de făcut, să se roage pentru el să fie vindecat, să-l boteze în apă, că Dumnezeu l-a chemat să fie slujitor al lui Dumnezeu. La care profetul Anania a zis, nu mă duc. Doamne, Saul din Tars este un persecutor atroce, nu mă duc. La care Domnul a spus, du-te, pentru că el se roagă. Nu a zis, du-te pentru că el s-a făcut creștin. Putea să zic așa, du-te pentru că el a zis și eu vreau să mă botez. Nu a zis asta. Du-te pentru că și el a zis că vrea să vină la adunare și o venit de vreo cinci ori până acum. Nu, ce a zis, du-te pentru că se roagă. Adică Dumnezeu a reținut, a știut că acest element distinctiv, fapt simplu, Duhul de rugăciune, confirmă identitatea creștină. După cum pruncul mic, când se naște, începe să plângă și țipă, nu trebuie să-l înțep cu acu. Știi el cum să plângă. La fel, creștinul după Duh se roagă. N-are nevoie să, împinzi, să fie împins de la spate. nu e nevoie să-i aduce aminte. Are el un ceas interior. Așa cum pe om ceasul interior îi aduce aminte când îi foame și când îi sete. Biologic vorbind, ceasul interior al omului născut din nou îl face să știe când trebuie să se roage, când trebuie să citească Scriptura, când trebuie să caute pe Dumnezeu. Asta e viața spirituală. Și la aceasta, oameni buni, vă chemăm Duhul de rugăciune. Trebuie să vă întrebați: iubiți rugăciunea? Va atrage? Reprezintă pentru dumneavoastră o cale, o cale umblată? Vă îndemn să cugetați la acestea. Și în final, creștinii după Duh iubesc revenirea Domnului Isus. Iubesc împărăția lui Dumnezeu și îl așteaptă pe Domnul Isus să se întoarcă. Într-un cuvânt, creștinii după Duh cred în viață veșnică. În judecata de apoi, în învierea morților, în viață veșnică. Pentru ei nu e totul în această lume. Această lume reprezintă doar o etapă, ceva foarte important, dar nu, ai, ai, nu totul e aici. Creștinii, după Duh, trăiesc pentru viață veșnică. În lume știu ca o misiune. Sunt oameni responsabili, își iubesc aproapele. Sunt harnici în lucrul lor, în munca lor. Iubitori de oameni și iubitori de Dumnezeu, dar cheia existenței lor este împărăția lui Dumnezeu. Acolo este trânc Pentru asta trăiesc. Asta îi determină să se jertfească, să se pune chiar împotriva valului culturii se de persecuții, opresiuni, privațiuni, orice s-ar întâmpla, ei rămân pe aceeași cale a lui Dumnezeu. Nimeni nu poate abate din cale. Ei cred în revenirea lui Isus. Revenire care pentru ei poate fi împlinită în orice moment. În cartea Apocalipsa, ultima pagină a Scripturii, găsim această temă. În capitolul 22, versetul 12, scrie așa. Iată, eu vin curând, și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ca apoi, să avem versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: Da, eu vin curând. Frații mei, versetul 20 este ultimul cuvânt revelat de Dumnezeu în Scriptură versetul 21, este un verset de salut. O încheiere convențională a cărți. Dar asta face parte din ce a zis Dumnezeu. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și după ce Ioan, eu așa mi-l imaginez cum a stat cu pana în mână și cum scria ce îi spune Duhul, a scris și aceste cuvinte, eu vin curând. Și apoi Duhul Domnului a zis, amin. Și Ioan a scris, amin. Acest amin poate să însemne multe. Poate să însemne o exclamație, un acord față de cele spuse înainte. A mai apărut cu sensul acesta în multe locuri. Dar poate să însemne și o pecete. S-a încheiat. Amin, adică ce a fost de spus, a spus. Și după ce s-a rostit acest cuvânt amin, Ioan l-a scris, a așteptat ca Domnul să mai spună și n-a mai spus nimic. De unde s-a înțeles că revelația este închisă, încheiată. Ce a fost de spus, s-a spus. Ce trebuia să fie scris, a fost scris. De acum rămâne Amen. Înțelegând mesajul, eu așa mă imaginez, că Ioan a ridicat pana și și-a pus aci rugăciunea. Vino, Doamne Iisuse! Rugăciunea lui și a tuturor celor care îl iubesc pe Isus Hristos. Cu asta se încheie Biblia. Și la asta suntem chemați. Viața trece. Să treacă cu folos. Să treacă pentru slava lui Dumnezeu. Creștin după Duh sau creștin după fire pământească. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să adâncească în inimile noastre mai departe cuvântul, și fie ca și prin exemplul bun pe care îl vom vedea din partea celor care se botează azi în apă, să fie folosit de Dumnezeu ca să ne lărmulească tuturor sufletele. Amin.